Mihai Răzvan Ungureanu a demisionat din funcția de director al Serviciului de Informații Externe. Demisia acestuia a fost acceptată deja de președintele României și până în acest moment nu se cunosc motivele demisiei. Directorul SIE Mihai Răzvan Ungureanu a demisionat din funcție, iar demisia a ajuns la președinție, a precizat astăzi purtătorul de cuvânt al președintelui României. Confirm demisia, a fost primită la cabinetul președintelui, a precizat Mădălina Dobrovolski. Aceasta a mai precizat că președintele Klaus Iohannis a acceptat deja demisia, iar interimatul la conducerea SIE va fi asigurat de Silviu Predoiu. Mihai Răzvan Ungureanu a fost investit în funcția de director al SIE pe data de 7 iulie 2015 și se află la al doilea mandat la conducerea serviciului. Acesta a fost ministru de externe între anii 2004 și 2007 și director al Serviciului de Informații Externe al României între anii 2007 și 2012. Totodată, Mihai Răzvan Ungureanu a fost premier în perioada februarie-aprilie 2012, când guvernul condus de el a căzut după 78 de zile de mandat în urma moțiunii de cenzură a opoziției. Până în acest moment nu se cunosc motivele demisiei. Totuși, unele surse au declarat pentru Hot News că la începutul lunii iunie, relațiile dintre președintele Klaus Iohannis și Mihai Răzvan Ungureanu s-ar fi răcit și totodată că lui Ungureanu i s-ar fi reproșat că ar fi rămas dependent de anumiți oameni de afaceri. În urma unor speculații, în luna iunie, SIA a emis un comunicat în care preciza că nu există niciun fel de sincopă sau de deficiență în relația dintre serviciu și președinte.